Un taximetrist neatent nu s-a asigurat atunci când a vrut să întoarcă mașina pe dublă linie continuă, iar taxiul a fost lovit de un alt autovehicul care se deplasa regulamentar. Accidentul a avut loc pe bulevardul Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, în fața Porții Sărutului. Ulterior, taxiul a ricoșat într-un alt autoturism parcat. La fața locului a ajuns poliția, dar și mai multe echipaje de la ambulanță. În urma accidentului, două persoane au fost rănite și au ajuns la unitatea de primiri urgențe. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că un tânăr, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Constantin Brâncuș, a efectuat o manevră de întoarcere neregulamentară, depășind sensul dublu continuu și nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism condus regulamentar de un tânăr de 21 de ani din localitate. În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Polițiștii gorjeni vin cu atenționări și îi roagă pe conducătorii auto să fie mai atenți în trafic.